Trec mai departe. La cine trebuie să te mărturisești? Dacă spun păcatul meu la Dumnezeu, nu-i suficient? Oamenii ar putea face din asta o bârfă și eu trebuie să mă mut din oraș? Dar ție cine îți dă cina, Domnule? Cine te cunună? Dumnezeu direct? Sau frații de slujbă? Vrei noi să băgăm mâna în foc? Sau și noi să întrebăm numai, tu vorbești cu Dumnezeu, întrebăm și noi numai pe Dumnezeu, nu? Eu vă spuneam, trebuie să fiți responsabili de păcatul vostru. Oricum se află. Noi, ca slujitori, mergem pe ideea să nu spunem. Ce câștigăm să spunem? V-am spus, folosesc secvențe cu scop pedagogic. Dar ce-ar folosi cuiva să spune o păcatul altcuiva? Chiar să vă feriți? Și între prieteni, între fete, nu spuneți, dar între băieți. Dar ce-a făcut cu tare? La ce ajută asta? Faci rău. Deci accentul trebuie să cadă, să-și ia tema pentru acasă, cei ce nu trebuie să transmită păcatul, nu cei ce să nu se mărturisească de teamă că se transmite. Deci nu felicităm pe cei ce nu pot să păstreze o mărturisire, dar se mai întâmplă ceva. Mi s-a întâmplat. Predic, fără neapărat să dau un exemplu, fac referire la un anume păcat. Și vine cineva și spune, frate, ți-o spus cu tare? Nu mi-a spus nimic, frate. Zic, chiar mă bucur că te-am abordat. Să nu dau pe lângă. Uite, e a treilea care întreabă dacă trebuie să mărturisească la slujitori. Cineva întreabă, nu mă pot mărturisi la o prietenă? Eu știu două cazuri, când cineva s-a mărturisit la o soră și un alt caz când cineva s-a mărturisit printr-un translator. Sora aia n-a putut să doarmă și nici translatorul. Lăsați-i să ducă în spate cei cărora le este dat să ducă în spate.